Niciodată nu prea mi-a plăcut sau nu m-a bucurat să-mi văd tinerețea din trup și din suflet, în benzi de celuloid, în cărți. Nu mă regăsesc în ea, mă regăsesc în suflet, dar nu mă regăsesc în imagini. Pentru mine este o emoție specială să văd în seara asta această piesă imprimată în anul 1978 de televiziunea română. Cu ocazia asta felicit TVR3 pentru inițiativa de a ne reaminti, de a ne regăsi, de a ne rearăta ce am lucrat. Pentru că există o artă tristă care se numește arta efemera teatrului. Dacă nu este imprimată, ea nu mai rămâne. Această piesă din această seară, care este doctor în filozofie, nu râd pentru că am tot felul de amintiri bizare, mă face să mă simt onorată că sunt în distribuție, deși aproape nu doresc să mă văd. E o distribuție atât de importantă care face parte din patrimoniul teatrului, cinemaului românesc, poate și de peste tot, pentru că noi am trăit o epocă de constrângere și n-am fost văzuți peste tot, cum acum toată lumea are acces. Mulțumesc pentru această difuzare care ne redistribuie într-un timp prezent, deși noi facem parte dintr-un timp trecut. Vă urez o vizionare plăcută!